Sigur? Sigur. Hai, mă, tată, mă, hai, că parcă ai fi fetiță. Lasă, când o să vadă acum că te-ai apucat de box, o să mai ia nimeni de tine la școală. N-am început. Păi știu că n-ai început tu. Te pricep să încasezi. Dar ia zi, măcar l-ai dat și tu vreun pumn? Ți-am spus că n-am început eu. Ți-am spus că n-am început eu. Dar de ce n-ai început, mă? Zi, nu contează cine începe. Și dacă se ia unul mai mare de tine, ce? Nu trebuie să-l pui la respect? Mă contează. Nu vreau să vin aici. Acum o să vrei. Nici eu nu vreau să te văd cu ochii bine de fiecare dată. Da. Nu, nu, nu. Întârzi 20 de minute. Bine, bine. Hai că ne vedem. E bine, o să vezi. Asta stau și eu cu tine. Faci, mă, tată, mă. Ia, hai să vedem amândoi. Ia, depărtează picioarele și îndoie genunchi. Hai să vedem. Ușor, mai rapid. Ușor și împingi. Hai, și te ferești, te ferești. Fii atent la echilibru, da? Asta e un exercițiu pentru echilibru. Hai, depărtează picioarele. Mergi asta aici în față. Îndoie genunchi. Ferești. Împingi. Hop, hop, și împing. Vezi? Trebuie să fii atent să-ți ții echilibru. Lăsați-l, că așa e la început. Hai să vedem. Și te ferești. Hop, și împingi. Și te ferești. Și împingi. Vezi? Dacă nu stai bine pe picioare, caz cum te lovește prim. Ia să vedem. Hop, și împingi. Hai, tată, hai, Vlad. Hai, Vlăduț, hai, tată, hai, ridică-l. Lăsați-l. De aici încolo mă ocup eu de el. Hai, ridică. Vlad, dacă nu te ridici acum, înseamnă că ai renunțat. Băi, hai, Vlad, hai, tată, hai, ridică. Vlad, hai, tată. Băi, tu n-auzi eu cu cine vorbesc. Hai, ridică. Băi, lasă-l să se odihnească. Te pricep? Sigur că mă pricep. Da? Ia arată-mă și mie. Ce era picior? Ia-te-mă. Bă, aici nu-i bătaie. Dacă vreți bătaie, duceți-vă pe stradă. Zi-mă, te pricepi? Normal că mă pricep. Da? Ia, hai să văd și eu. Cum te duci? Stai pe loc. Băi, ești bine? Continui?
stânga, stânga! Când să ajungem? Ce faci, Gore? De ce nu numeri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moșule, ia și șterge-te. Mersi. Te doare? Acum nu. Pe urmă să doar un pic. Pe urmă trece. Știi cum doare, nu? Gata cu încălzirea. Puneți-vă mănușile. Vlad, tu ai mănuși? Ba da, are, are. Cuteții de antrenament, da? Da. Promiți? Promit. Promiți, promiți? Promit, promit. Hai, fugi. Hai, zi-te. Pași înainte, stânga, dreapta, hop. Pași înainte. Pași înainte, așa, și. Hai, hai, Vlad. Mâna sus. Bagă mânuța. Stânga, dreapta. În 2-3. Stânga, dreapta. Când vin să-l iau? 2-3. Într-o oră, pentru azi ajunge. Mersi. 1-2-3. Pași înainte. Dreapta. 1-2-3. Pas înapoi. 1-2. Și încă o dată. Pas înapoi. Pas înainte, stânga, dreapta. 2-3. 1-2. Pas înainte, stânga. Pas înainte, stânga. Pe vârful. 1-2-3. Și. Și revină. Și încă o dată. 1-2-3. Pas înainte. Pas înapoi. Pas înapoi. Dreapta. Stânga. 1-2. Și încă o dată. Pas înapoi. Pas înainte, stânga, dreapta. 2-3. Și încă o dată. Pas înapoi. 1-2. Revină.
Dacă privești moneda de un ian, vei vedea că pe una dintre fațete îi este ștanțată o crizantemă. Cu petalele sale subțiri, curbate și aspectul său elegant, floarea a fost dintotdeauna una dintre preferatele poporului chinez. Așa cum bujorul simbolizează grația și bogăția, crizantema, ce înflorește în zilele reci ale toamnei târzii și chiar la începutul iernii, simbolizează noblețea și eleganța. Din timpuri străvechi, calitățile sale au fost cântate de către poeții chinezi. Numele său chinezesc, Zhu, înseamnă adunat la un loc, referire la aspectul florii de crizantemă, care arată ca un bulgăre de petale. Floarea are mai multe varietăți, însă inițial crizantema era doar o floare micuță și galbenă. După generații de cultivare, numărul varietăților a crescut rapid. În cartea crizantemelor a dinastiei Song au fost notate 35 de varietăți, însă în perioada dinastiei Yuan, care a dominat între 1271-1368, numărul acestora a crescut până la 136. Astăzi, peste 3.000 de specii înfloresc în fiecare an în China. Unul dintre motivele pentru care această floare este atât de mult apreciată în China este că a fost preferată învățaților antici. Crizantema, cunoscută și sub denumirea de floarea toamnei, este una dintre plantele de onoare, celelalte fiind prunul, orhideea și bambusul, care simbolizează noblețea. În poemele și eseurile străvechi, scriitorii obișnuiau să folosească termenii os de jad, corp de gheață, petală de perle sau inima roșie pentru a descrie această floare. În zilele reci de toamnă, când toate florile își pierdeau strălucirea, numai crizantema înflorea și opunea rezistență vânturilor aspre. Combinația de frumusețe și caracter puternic a făcut ca această floare să aibă o personalitate demnă de apreciat de către învățații chinezi. Cu Yuan, faimosul poet care s-a sinucis din cauza realității negre a vieții, pe care nu a reușit să o accepte, a fost printre primii care au scris un poem despre crizanteme. În poezia sa, intitulată Li Sao, autorul nota: bea seva magnoliei dimineața și seara folosește petalele căzânde ale crizantemei de toamnă în loc de mâncare. Un alt poet celebru, Tao Yuan Ming, a păstrat toată viața o profundă afecțiune acestei flori. Celebrul său poem despre crizanteme arăta: culege o crizanteme de lângă un gard și bucură-te de munte în plăcerile tale. Această poezie, intitulată Ban Vin, a fost scrisă în clipa în care autorul a renunțat la un post în administrația publică, retrăgându-se la țară, unde a trăit ca fermier. Chiar și atunci când era mult prea sărac pentru a cumpăra alimente și vin, aceasta a fost marea plăcere a vieții sale. Culegea petalele crizantemei pe care le folosea în loc de mâncare. În partea a doua a vieții sale, lovit de sărăcie și de singurătate, Tao Yuan Ming vedea în crizantemă singurul său prieten. De atunci până în zilele noastre, tot mai mulți poeți și scriitori au lăudat crizantema în operele lor, iar această plantă a devenit aproape un subiect tradițional la începutul toamnei. În Visul unor case roșii, cititorii pot găsi peste 10 poezii despre minunata și delicata floare scrise de către doamnele familiei Jia. Este ușor să compari femeile cu florile. În literatura chineză, flori precum crinul, bujorul și floarea de prun au fost legate de frumuseți feminine inegalabile. Însă atunci când oamenii sunt comparați cu crizantema, abordarea este una diferită și tonul este unul mult mai bărbătesc. În fapt, rareori crizantema este comparată cu femeile. Este mai degrabă asociată cu bărbați independenți, mândri, nobili, cu voința puternică și duri, așa cum a fost
cu Ioan și Tao Ioan Ming. Есть очень красивая легенда о хризантеме. Хризантема считается цветком жизни. Император Китая послал парня и девушку искать цветы жизни. И когда они нашли этот цветок, это была хризантема, они решили уже не возвращаться. Так возник остров, который впоследствии назвали Японией. Есть в Японии существует праздник хризантем. Из хризантем делают очень красивые экебаны, составляют экебаны, готовят блюда, кушанья и, естественно, украшают ими свои жилища. Вообще-то это великолепный солнечный цветок, уже почти никаких цветов нет, они все еще украшают нашу жизнь. Pentru oamenii obișnuiți, crizantema avea și rolul unei plante medicinale. Chiar și astăzi, femeile din China beau ceai de crizantemă în loc de cafea. Anticii chinezi credeau că această floare, capabilă să îndure vremea rece, a atras sufletul cerului și al pământului, căpătând în acest fel proprietăți vindecătoare. Într-o carte datând din timpul dinastiei Han, exista povestea satului Gangu din China centrală. Aici, oamenii își făceau provizii de apă dintr-un râu apropiat ce conținea petale de crizantemă. Cele mai vechi urme ale civilizației umane din România sunt considerate a avea o vechime de circa 1 milion de ani. Începând din Paleoliticul Inferior, numeroase obiecte provenind din activitatea umană au fost descoperite în aproape toate regiunile României. Cultura cucuteni, datând din Neolitic, ultima cultură cu ceramică pictată din Europa, este de mare valoare artistică și indică gradul înalt de civilizație la care ajunseseră autohtonii între anii 3700 și 2500 înainte de Hristos. Tot pentru Neolitic este reprezentativă și cultura Hamangia. Statuetele Gânditorul și Femeie șezând, descoperite în 1957, fiind piese de o mare valoare artistică. Părintele istoriei, Herodot, îi menționează în opera sa Istorii pe locuitorii de la nordul Istrului, geții sau dacii, ca ramură distinctă a marii populații a tracoilirilor, vecinii de la nord ai spațiului elen. Primul nume dacic păstrat, grație aceluiași Herodot, este Zamolxe, zeul suprem al geților. După două războaie purtate între anii 101-102 și 105-106 după Hristos, împăratul Traian cucerește Dacia pe care o transformă în provincie romană. Regiunile în care administrația romană s-a instalat efectiv au fost Transilvania de azi, Banatul și Oltenia, după ce cu mai bine de un secol înainte romanii cuceriseră și Dobrogea. Cucerirea romană a Daciei a însemnat includerea Daciei în ceea ce a fost denumit ca Orbis Romanus, sistemul de valori al lumii romane. S-au construit orașe, castre, drumuri, terme, apeducte. A început exploatarea sistematică a minelor de aur și argint din Carpații Occidentali. În afara armatei și a funcționarilor administrației, Imperiul a adus în Dacia coloniști din întreaga lume romană, conform celor scrise de istoricul Flavius Eutropius, pentru popularea orașelor și cultivarea ogoarelor.
Sub presiunea populațiilor migratoare, împăratul Aurelian a decis abandonarea provinciei Dacia între 270 și 275. Retragerea romană a lăsat în urmă o populație de cultură și civilizație latină care nu a mai locuit în climatul de siguranță pe care îl asigura prezența Imperiului. Replierea acestuia pe granițe mai ușor de apărat, cum era Dunărea, a dus la dezorganizarea politică și la decăderea vieții urbane în Dacia. Primele formațiuni statale conduse de șefi români sunt menționate de cronica notarului anonim al regelui Bela, intitulată Gesta Hungarorum. Aici sunt amintiți Gelu Glad și Menu Morut și voievodatele lor transilvanene cucerite cu greu de oastea regelui maghiar. Pentru consolidarea statului, regalitatea maghiară a așezat coloniști secui și germani în teritoriile nou cucerite din sudul și estul Transilvaniei. Primii, probabil de origine turanică, au participat împreună cu maghiarii la cucerirea Transilvaniei. Populațiile de origine germană, sași, vor veni în Transilvania în mai multe valuri. Primii au fost flandersi între anii 1192 și 1196, urmați de cavalerii teutoni așezați în țara Bârsei și, în final, de saxoni, cei mai numeroși, care vor coloniza regiunea Sibiului de azi, Valea Târnavelor și țara Bârsei. Ca și secuii, și sașii vor beneficia de privilegii și de o largă autonomie administrativ-teritorială. Statele medievale românești se vor forma în decursul secolului al XIV-lea. În sudul Carpaților, principatul țării românești își are originile în descinderea legendarului Negru Vodă, unul dintre liderii locali ai românilor din Făgăraș, aproximativ în jurul anului 1290. Unificarea formațiunilor prestatale s-a realizat sub sceptrul lui Basarab I, întemeietorul, în 1330. Viitorul stat va fi denumit în cronici Valahia, mai ales de către străini. În documentele latine este cunoscută ca Transalpina, iar turcii mai târziu îi spuneau Iflac sau Caraiflac. Formarea Principatului Moldovei a decurs în linii mari, la fel cu cel al Valahiei. La jumătatea secolului al XIV-lea, Bogdan, unul dintre liderii locali ai românilor, îi înlătură pe urmașii lui Dragoș și se proclamă voievod al Moldovei. Începutul secolului al XV-lea a însemnat și creșterea puterii politice a Imperiului Otoman, a cărui prezență în Europa de Sud-Est va impune o graniță culturală pe crestele Carpaților pentru circa 6 secole. După ce turcii au cucerit toate statele din Balcani, căderea Constantinopolului în 1453 sub sabia sultanului Mahomed al II-lea cuceritorul a fost o simplă formalitate. La încercările puterilor creștine de a opri Iureșul Otoman au participat și principii români. Mircea cel Bătrân obține o importantă victorie împotriva sultanului Bayezid Fulgerul la Rovine în 1395. Mircea participă și la bătălia pierdută de cruciați la Nicopole în 1396. Iancu de Hunedoara, ajuns guvernator al Ungariei, conduce armatele creștine în câteva campanii împotriva turcilor la sudul Dunării. În 1456 se distinge în apărarea Belgradului. Voievodul Munteniei, Vlad Țepeș, eroul care l-a inspirat pe scriitorul irlandez Bram Stoker în crearea mitului Dracula, a participat la lupta anti-otomană de la jumătatea secolului al XV-lea. Cel mai cunoscut voievod român din secolul al XV-lea, Ștefan cel Mare, câștiga în 1475 la Vaslui cea mai mare victoria sa împotriva turcilor. El a construit și dezvoltat cetăți puternice în toată Moldova.
Zidurile lor, ce se înalță semețe până în zilele noastre, stau mărturie măreției de odinioară al acestora.